Așa. Bine ați venit. Azi, ați vorbit la trigonometrie despre funcții. Nu. Ba da. Ba nu. Ce am făcut funcții trigonometrice, sinus, cosinus. Cum nu? N-ați pronunțat voi cu dorința voastră, mă. Am auzit eu. Funcții trigonometrice. Da, și funcții trigonometrice. Păi cum, ați folosit niște lucruri? Ați folosit un lucru pe care n-ați auzit niciodată. Știam cum să folosim, dar nu știam cum se numește. Păi da, la clasă mi s-au făcut funcții trigonometrice. Păi da. Ați pronunțat cuvântul funcții. Funcții, da. Și voi nu știți să minți. Bă, da. Niciodată. Ba da, eu știi, azi știi. Zi-a tu. Zi-mă ce știi tu. Știi sinus, cosinus, tangentă, tangentă, cotangentă. Și asta. Normal. Ce înseamnă chestia asta? Funcție. Fie funcția. Am făcut funcții trigonometrice. Nu? Hai să vedem. Da. Hai să încercăm să rezolvăm următorul... Enunț. Hai să vedem enunțul următor. O să notăm așa. P de X și Y. Predicat în lumea. Cum? Predicat. Da. Da. Deci ce fac? Ce mi-am propus? Să fac funcții, da? Funcții. La clasa 7-a scrie, nu vreo clasa 7-a funcții. Da? Pentru clasa a 7-a. Trebuie să mă mărturisesc că am o comandă pentru clasa 8-a. Și o rezolvăm pe așa. O rezolvăm pe clasa 7-a. Iată cum. În practica de toate zile, ne întâlnim în matematică cu enunțuri despre care nu ne interesează din punct de vedere gramatical ca formulare. Ne interesează doar varianta asta. E adevărată sau e falsă? Corect. Enunțuri de acestea de tipul 2 plus 3 egal cu 7. Fals. E un enunț, dar e fals. Dacă zic 2 plus 3 egal cu 5, adevărat. Deci, în matematică ne întâlnim foarte des cu enunțuri despre care putem afirma că sunt adevărate sau false. Așa se numim propoziții. Să plecăm un pic mai de jos. Deci propoziții. Mai întâi propoziții, da? Propoziții. Asta e literatură matematică. Asta e literatură matematică. Da? Deci... Da? Propoziții. Da? Enunț despre care știm că este adevărat sau fals. Deci ce este propoziția? Un enunț despre care știu că este adevărat sau fals. Dați-mi și voi un alt enunț. Este pată de vorbire. Nu, nu, nu. Așa. Afară plouă. Da. Ba nu. Fals. Deci este un enunț despre care pot afirma în clipa asta că e adevărat sau e fals. Deci e fals. Afară este... Cald. Cald. E adevărat. Adevărat. Dragoș e... Dragoș... E în clasă. Este în clasă. Adevărat. Fizic. E cu mai multă, mai puțin. Uite. Da, fizic e în clasă. Cu mintea, he-he-t-bilofia. Așadar, ați înțeles ce s-am văzut, da? Enunț despre care știu că este adevărat sau fals. Bun. Dar dacă spun așa, 2x plus 3 egal cu 0. Mai este asta un enunț? Da. Normal. Dar este un enunț despre care nu mă pot pronunța că este adevărat sau fals. Depinde ce x spun acolo. Corect. Da? Depinde de x. Deci pentru un anumit x poate să vină adevărat sau altă dată fals. Pentru x. Pentru x egal cu 1, avem 2 ori 1 plus 3 egal cu 0. Fals. Da? Deci pentru x egal cu 1 devine o propoziție falsă. Dar nu trebuie să găsim și alt x.
Alt, pentru un alt X, da? E prea adevărat, neapărat. Dăm tu unii pentru un alt X, ce se întâmplă? Pentru X egal cu? Cu minus 3 pe 2, domnule. Minus 3 pe 2. Eu cred că e adevărat. Atunci 2 ori minus 3 pe 2 plus 3 face 0. 0. E adevărată, da? Ei, enunțuri de acestea care depind de una sau mai multe variabile se numesc predicate în matematică, da? Deci notăm, enunțurile ce depind de unul sau mai multe enunțurile ce depind de unul, de una sau mai multe variabile sau mai multe variabile așa, se numesc predicate. Și atunci, predicatul de mai sus, o să-l notăm P de X, predicatul P de X, care avea enunțul 2X plus 3 egal cu 0. Prin particularizare, el devine propoziție. Și sunt variabile. Variabile, adică necunoscută, de acord. Vezi variabile? X-o dat 1 și era fals, minus 3 pe 2 era adevărat. X-ul ăsta poate să schimbe valoarea. De-aia zicem că e variabilă. Nu rămâne același tot timpul, da? Este indicat să specificăm ce mulțime parcurge variabila asta. Deci când dăm un predicat, nu e simplu să le enunțăm 2X plus 3 egal 0. Uh-huh. Mai trebuie să adăugăm și mulțimea pe care X-ul o parcurge. Deci, x parcurge în mulțimea formată din 5 și minus 1. Deci, îi spun exact ce valori poate să le primească din x-ul. 5 și minus 1. Și în legătură cu aceasta, se transformă predicatul ăsta după înlocuire în propoziții. Adevărate sau false? Ia să vedem. Ce devine P de 5? P de 5 este... Nu prinde x cu 5, asta înseamnă. Da? Și egal cu 2 ori 5. 2 ori 5 plus 10, 3. 13 egal cu 0. 13, 13 care e diferit de 0. Fals. Deci este o propoziție falsă în momentul acela. După locuire. Pentru P de minus 1 face 2 ori minus 1 plus 3, care face cât? Minus 2 și cu 3? 1. Unul care din nou diferit de 0. Iată. Și de data asta este fals. Sigur, pe noi ne frământă când se dă un predicat să găsim mulțimea de adevăr. Adică să găsim pe cei X pentru care ea devine propoziția adevărată. Deci în legătură cu un enunț de acesta apare repede mulțimea de adevăr, adică mulțimea celor valori pentru care îi adevărat. Concret, ați avut astăzi de rezolvat predicatul P de X, care sună așa, X pătrat, minus 5X plus 6, egal cu 0. Ați avut așa un predicat. Așa. Și știți acum să rezolvați un astfel de predicat, pentru că asta ați zis cu delta, nu știu ce, da? X1 dă 2 și X2 dă 3. Adică P de 2, P de 2, în clipa asta, cât face? Dacă egal cu 2, 4, minus 20 da. Plus 6 egal cu 0, adică minus 20. Oh. P de 2 a zis, nu? Deci 5 ori 2, 2, 10. 5 ori 2, 10. 4 cu 6, 10, minus 10, 0. E adevărat. Deci P de 2 are valoarea de adevăr. Nu? Adevărul. Uh-huh. Nu-i fals. Nu. Și P de 3 se întâmplă la fel. P de 3, dacă locuim, face cât? 9, minus 5 ori 3, 15, plus 6, face tot 0. Și deci P de 3, tot adevărat. Deci, mulțimea care transformă predicatul ăsta în propoziții adevărate, e vorba de mulțimea formată din elemente 2 și 3. Doar pentru aceste valori se întâmplă ca să fie adevărat, da? Predicatul devine propoziția adevărată. Doar pentru aceste valori. În rest, orice alt X înlocuiți, de fiecare dată vă da fals. Deci, în legătură cu un predicat,
apare repede mulțimea de adevăr. Mulțimea care transformă predicatul în propoziție adevărată. Dar ce ne face când am învățat un predicat cu două variabile? Ăsta este un predicat unar, cu o singură variabilă. Binar. Predicatul binar are două variabile. Iată predicatul binar, P de X, Y, care sună așa. 2X plus 3Y plus 1 egal cu 0. Mă frământă acum problema să găsesc toate perechile X și Y. Pentru care propoziția să fie adevărată? Pentru care, după locuire, să devină o propoziție adevărată. Ia să ne gândim. Ce X și ce Y se înlocuiesc, doar cum aveți baftă să dați așa, încât după treaba asta să fie adevărat. Pe 2X plus 3Y trebuie să fie minus 1. Da. Și 2 plus minus 3, 2 minus 3 dă minus 1. Și atunci X e 1 și Y e minus 1. Ia uite-te! Foarte tare! Ai găsit o primă pereche 1 și minus 1, adică X egal cu 1 și Y egal cu minus 1. Minunat! Minunat! Ai găsit o primă pereche pe care tu ai sesizat-o dacă înlocuiești. Deci P de 1 și minus 1 este egal, P de 1 și minus 1 este egal cu 2 ori 1, nu? 2 ori 1 plus 3 ori minus 1, plus 1, și face 0. Mai găsit pura. X egal cu 4 și Y egal cu minus 3. Ia uite-te că încă... Mai era, nu se poate. Cum le găsești? 4 și cât? Minus 3. Și minus 3? Și Y egal cu minus 3? Cosminus. Ia să vedem. Nu cred. Caută pe profan. Caută pe profan. Ia să vedem. P de 4 și minus 3. Ia să vedem. P de 4 și minus 3. Deci eu nu cred. Sigur că da. 2 ori 4 face 8. Eu cred. Minus 3 ori 3 minus 9 plus 1 face 0. Într-adevăr. Și această pereche este una. Vedeți, acum căutăm perechi. Nu mai căutăm o singură valoare. Deci mulțimea de adevăr e în indice A, hai să zic așa, mulțimea de adevăr, e formată din multe perechi, o primă pereche, mai eu găsit, 1 și minus 1, apoi ai găsit o altă pereche, în 4 și 10 și minus 7, și așa mai departe. 10 minus 7. Da? Sunt foarte multe. Întregi, dar o să fie și fracții, cine știe. Sunt foarte, foarte, foarte multe. Am vrea să le găsim pe toate. Corect. A. Cum faci? Toate. Pe toate să le găsim. Mă dă un număr ăla cu un K. Deci este un moment foarte important și interesant. Cum să facem să găsim toate perechile? Cum să facem să găsim toate perechile acestea? Dragoș, nu ești curios? Eu da. Da? Nu știi cum, dar merită, merită să ne gândim, să gândim la chestia asta. Ia să vedem noi o șmecherie. Trebuie să organizăm mintea. Ori de câte ori avem o situație, imposibil prin încercare. Da, prea multe. N-am face niciodată problema asta. Păi eu observăm că minus 1, minus 3, următoare a venit minus 5. Bă, dar m-am trăit și fracții. Și fracții toate, și toate alea. O fi definită ieri cu valori în ieri, domn profesor. Am observat și pentru asta. M-am gândit foarte bine, să lăsăm pe Cosmin. Cosmin, știi? Da, e miercuri cu valoare. Și ce? Dar ce e timpul lui? E timpul lui, domnul profesor? Nu, pentru că Cosmin și el, curios, la lui s-a predat în limbajul ăla vechi. Da, adică... O să vedeți, o să vă explic dată după ce ne înțelegem noi și avem o înțelegere, să vedeți cum se predă la școală. De nu înțelegi nimic, nimic. N-ai nicio șansă. Pur și simplu... Îți vine să-ți iei cântul. Dar acum, la profanare, se întâmplă ceva care vă face pe voi și pe prietenii noștri care vor urmări lecția. Să nu uite de la și share pentru asta. Să nu uite, sigur că nu. Haide, deci.
Iată cum mă gândesc să fac. Ia să vedem. Din relația asta, din relația 2x plus 3y plus 1 egal cu 0, îți scot pe y de aici. De ce? Și zic, ca să văd pe y cum arată, ca o expresie, da? Da. Pentru că din clipa în care o să-mi organizez, am în vedere să dau x valori și până să găsesc y. Da. Da? Ca să văd. Da. Ca așa să găsesc toate perechile. Deci de aici 3y vine cu 3y egal cu minus 2x minus 1. De unde va fi că y egal cu minus 2x minus 1 supra 3. Sau egal, dacă vrem să distribuim numitorul, minus 2 pe 3 ori x minus 1 pe 3. Așa arată y-ul. Y-ul este o expresie de x, depinde de x. Dacă îi schimbi x-ul, alt y voi avea. Și întocmesc atunci un tabel. Ia uitați ce am să fac. Aici, pe linia asta, spun x și care vin de la minus infinit la plus infinit. Da? Da. Nu se mai aude. Nu se mai aude? Bine, mulțumim. Mulțumim frumos. Bateria s-a dus. Iată. Dacă s-a șoferul pe acolo, bateria s-a dus. Tehnologia asta. Au fost pe timp. Da. Deci, vedeți? Care, vouă, fi, că e de 8-a sau de 9-a, adică o fi. Dar să vedeți și interesant acum. O să vă dea și valorile. Cu sistemul locomotor, cu totul, foarte interesant. Cu cine? Sistemul locomotor. Știu că aveți învățat la biologie, dar... O grămadă, cam așa. Domn profesor. Da. Și eu. Am găsit un trepied. Da. Așa, acum, da. Un, este, da, mi se pare că este ăsta fix, da. Că văd că este mai mare decât ăsta, 58 de lei. Ia-o și ieftine, rău de comandă. Foto Fancier VT3710. Ia să vedem, ne continuăm treaba. Suportă o sarcină maxim 2 kg. Cât are asta? O cătare după asta. Minus, x-ul la minus și vin la plus. Ia, urmăriți un pic. Și dedesubt, pe linia asta, să pun y care apar ca urmare a x-ul pe care îi iau în vedere. Ia să vedem. Deci, pentru x egal cu 0, când x-ul e 0, y-ul care apare e minus 2 pe 3 ori 0, da, minus 1 pe 3. Iată, oprim în pereche. 0 și minus 1 pe 3. Miruna a mai găsit 1 și minus 1. Când x-ul e 1, locuiesc pe x cu 1 aici, minus 2 pe 3 ori 1, minus 1 pe 3, minus 2 pe 3, minus 1 pe 3, faci minus 3 pe 3 și faci minus 1, cum o zic Miruna. Da? Pe urmă când egal cu 4 și minus 3, 2, 2, 3 și așa mai departe, fracția 1 pe 2 sau așa mai departe. La fiecare x pe care îl stabilesc eu, îi găsesc y-ul. Deci, vedeți, e ordonată treaba. Nu ca, așa cum îmi luam Miruna la întâmplare, să găsească pereche deodată, ci că acum Miruna îi dai lui x valori, după ce l-ai aranjat pe y-ul ăsta ca o expresie în x, y-ul ăsta nu-i tot timpul că a răspuns același lucru. El depinde de x. Și x-ul de la minus infinit la plus infinit. Și toți x-ii de la minus infinit la plus infinit. Înseamnă că pentru toți x-ii ăștia găsesc y-ii. Corect. După rețeta asta. Corect. Dar rețeta e minus 2 pe 3 să mulțesc cu x-ul pe care îl fixez, minus 1 pe 3 și găsesc y-ul. Corect. Deci ce se întâmplă, y-ul nu este același tot timpul, y-ul este în funcție de x. Ia uite funcție. Da? Iată că am fost nevoit să-ți precizez, să insist că y-ul e în funcție de x. Deci asta e funcție. Alt x, alt y, alt x, alt y. Așadar, în forma în care am dat-o mai înainte, trebuia să spun aici că x, am spus la predicat, când dat predicatul, trebuie să spun ce mulțime parcurge x-ul și prin ce mulțime parcurge y-ul. Deci x, se zice, parcurge pe fier, mulțimea numărul reale, și y-ul tot așa. Y-ul parcurge tot pe fier. Și atunci, voi spune acest lucru că y-ul se obține dependent fiind de betul de el tot de fiecare dată de x. Și o să spun așa, predicatul enunță în felul următor.
cât de fapt am, am în clipa asta, Y-ul ăsta ca o expresie și spun că am de-a face cu o funcție F care e definită pe el, adică X-ii de unde iau valori, da? Cu valori, adică Y-ii care se obțin după rețeta asta, Y-ii sunt tot din el. Da? Iar e vorba de o funcție în care am fixat mulțimea pe care... Deci traduc predicatul dinainte într-o altă formă de exprimare. F definită pe R cu valori în R, adică aici indic mulțimea pe care X și o parcurg. Și aici e Y. Da? Și aici e Y. Care apar, Y apar ca urmare a rețetei acelea. Ah, deci am în clipa asta o rețetă. Și rețeta. Care e rețeta? F de X, Y ăștia, F de X egal cu minus 2 pe 3 pe X, așa, minus 1 pe 3. Iată că am în clipa de, am devenit noua noțiune, aceea, noțiunea de funcție. Deci, noțiunea de funcție presupune trei elemente. O rețetă, după care obțin Y. Corect. O mulțime pe care o parcurg X și numit domeniu de funcție, numește, și o altă rețetă a Y-ului care se numește codomeniu. Deci, domeniu de definiție. E mulțimea pe care o parcurge X, da? Este mulțimea pe care o parcurge X. Mulțimea pe care o parcurge X. Și codomeniu, mulțimea pe care o parcurge Y. Și rețeta. Se numește legea de corespondență. De corespondență. Adică funcția, nu? Da. Rețeta după care se obțin Y-ii. Asta e. Deci trei elemente. În mod normal se preda așa la clasă. Astăzi copiii am să vă predau noțiunea nouă funcții. Numim în funcție o relație care stabilește între două mulțimi, A și B, una se numește domeniu, alta se numește codomeniu și o lege după care facem ca pentru fiecare X din A se corespunde 1 și mai 1 din B, spunem astfel că am definit o funcție pe mulțimea cu valori în B. Asta e definiția, la revedere și... Da, nu se înțelege nimic. Dar dacă am plecat la predicatul acela și mi-am organizat altfel lucrurile și mi-am întrebat cum găsesc eu perechile acelea și n-am cum să le găsesc pe amândouă și m-am zis hai să stabilesc pe X pe o mulțime parcurge, iar Y-ii și găsesc după rețeta respectivă. Pentru Y m-am scos de acolo, ca o expresie în X. Ne oprim aici și vă sunteți obosiți, să aveți treabă și vă las aici. La revedere! La revedere! Mai insistăm, băgat în, mai întâlnim. Da. O primă noțiune din drum, din fugă. O să insist. N-am făcut nimic în plus. N-am făcut nimic? Sinteza, da. Lăsăm așa, da? De fapt, îți zic ecuația de gradul 2 acolo și așa. Da. Asta. Da. Normal.